Doamnelor și domnilor, iată titlurile zilei. Zi mult așteptată astăzi de absolvenții de a 8-a de la Colegiul Radu Negru, unde a avut loc festivitatea de premiere, predarea cheii școlii către colegii mai mici și, bineînțeles, banchetul. Emoționați au fost și profesorii, care spun că s-au despărțit de una dintre cele mai bune generații pe care le-au avut. Se dă startul la plata subvențiilor APIA pentru fermierii care dețin animale. De mâine, crescătorii de bovine și ovine din Țara Făgărașului încep să-și primească banii. Sumele se acordă celor care dețin între 10 și 250 de animale. Fostul administrator al societății Nitramonia Făgăraș, Mihai Tânjală, este obligat să ajungă în țară. Este decizia instanței, astfel că el trebuie să părăsească insula din Marea Caraibelor, unde s-a stabilit de mai mult timp. Tânjală are de executat în România o pedeapsă cu închisoarea pentru corupție. Campanie de control pentru protecția consumatorilor. Inspectorii sanitari veterinari au lapuricat toate unitățile de alimentație publică din stațiunile turistice. Scopul este de a pune la adăpost clienții, care în timpul verii caută relaxare de o zi sau chiar pentru un concediu întreg. Elevii de clasa 8-a de la Colegiul Radu Negru și-au luat astăzi rămas bun de la colegi, profesori și diriginți. Ei s-au despărțit de profesorii care le-au îndrumat pașii în ultimii ani, de colegii cu care au împărțit emoții, bucurii și poate neînțelegeri și se pregătesc acum de cea mai frumoasă aventură, liceul. Foarte bine, după ce am încheiat clasa 8-a, sper pe viitor să fie și mai bine ca acum și să îmi împlinesc toate visele. La Matei Info, la Radu Negru. Mă simt bine, mă bucur că am reușit să termin clasa 8-a cu bine și sper în viitor să promovez mai departe la Radu Negru, la biochimie. Păi m-am gândit la doctor momentan. Până la admiterea care începe pe data de 22 iunie, foștii colegi se bucură de clipele pe care le mai pot petrece împreună. Urmează banchetul și apoi opțiunile pentru clasele de liceu. Mă simt minunat, e o zi unică și îmi pare rău într-un fel că ne despărțim, dar sunt sigură că o să ne întâlnim și în liceu. La Radu Negru, Matei Info aș vrea. Mă simt, nu știu, nu se poate exprima în cuvinte, e un sentiment extraordinar, extraordinar și în același timp și de tristețe. Plecăm din această școală, dar sperăm că va fi bine. La ce mergi în continuare? La Liceul Militar Alba Iulia. A pornit acum vreo 4 ani ideea de când eram mică, adică eu eram cu băieții, îmi place aviația în special și vreau să-mi urmez visul și să fac ceea ce îmi place. Cei mai buni dintre ei au fost premiați și apoi, conform tradiției, elevii de clasa 8 au predat cheia școlii către colegii mai mici. Am avut festivitatea de încheiere a cursurilor pentru clasa 8-a, deci absolvenții care așteaptă cu emoție examenul de evaluare și, bineînțeles, după aceea admiterea în liceu. Ca fiecare dată, profesorii au emoții pentru lansarea fiecărei generații de absolvenți, că este de clasa 8-a sau de liceu. Trebuie să arătăm faptul că, totuși, Colegiul Radu Negru, prin munca permanentă pe care o pun dascălii la catedră, prin sprijinul pe care îl primesc din partea familiilor elevilor noștri, aceștia obțin rezultate deosebite cu care noi ne mândrim. De mare sărbătoare și de bucurie totodată, atât pentru dascălii școlii, cât și pentru părinți și, bineînțeles, pentru elevi, pentru că astăzi au finalizat ciclul gimnazial elevii din clasa 8-a. Din câte știu eu despre ei și despre pregătirea lor, cu siguranță îi așteptăm ca elevi în Colegiul Național Radu Negru de data aceasta în calitate de liceeni. Rezultate foarte bune la învățătură, sperăm că aceleași rezultate să se regăsească și la examenele de sfârșit de ciclu. Diriginții au fost astăzi mai emoționați ca elevii. Mândri de o promoție pe care o consideră ca fiind una dintre cele mai bune din ultimii ani, profesorii prevăd un viitor bun și o carieră pe măsură pentru elevii pe care i-au pregătit. O mare emoție. Este pentru mine una dintre generațiile de excepție pe care le-am dus de-a lungul anilor. Și se pare că, apropiindu-se pensia, este și ultima și de aceea emoția este și mai mare.
Le mulțumesc atât lor cât și părinților cu care am colaborat foarte bine și să sperăm că își vor urma parcursul în viață ascendent. Profundă emoție față de această generație absolut deosebită pe care am avut-o. I-am condus timp de 4 ani, mi-a oferit multe, multe satisfacții. O să le păstrez un loc unic în inima mea, așa cum le-am păstrat și celorlalte generații de până acum. Și le urez mult succes în continuare și numai bine. Iulia Arsenie este șefă de promoție. Se gândește încă dacă va alege să se înscrie la cel mai bun colegiu din Brașov sau dacă va rămâne la Radu Negru. Încântată că am terminat cu rezultate atât de bune și că urmează o perioadă de libertate, adică vacanță. Media 10 am fost șefă de promoție. Eu aș opta pentru un liceu din Brașov, dar e posibil să aleg Radu Negru. Probabil matematică informatică, ca să fiu în clasă cu cei mai deștepți. Fostele colege de școală privesc spre viitor cu optimism. Mulți dintre foștii colegi vor fi din nou la liceu, poate chiar în aceeași clasă. Despărțirea e foarte grea, nu știu ce să zic, o să-mi fie foarte dor de ei. A fost ca a doua mea casă și o să-mi fie foarte greu. Sper să ne întâlnim și la liceu și nu știu ce să mai zic, la Radu Negru. Mate info. Elevii nu și-au putut stăpâni emoțiile, iar lacrimile nu au încetat să apară. Părinți, bunici, rude, prieteni cu buchete de flori, cu toții au fost alături de elevi la acest sfârșit de drum. Prima probă a examenului de admitere la liceu, cea la limba și literatura română, va fi susținută pe data de 22 iunie. Vești bune pentru fermierii din țara Făgărașului. Agenția de plăți și intervenție în agricultură începe de mâine să plătească subvențiile pentru crescătorii de animale. Directorul APIA Brașov, Dorel Stânea, spune că în zona Făgărașului se află în evidență instituția aproximativ 3200 de beneficiari ai acestor subvenții. Zona Făgărașului pe jotenie acum un extras anume cât au animale, e mai complicat că sunt unii care au cereri și pe animale și pe teren, iar unii doar pe animale. Din cei doar cu animale fără teren sunt 1800 de beneficiari de subvenții, care au doar animale și nu au cerere de subvenții pe teren. Din ceilalți, din 16.300 total beneficiari de subvenții pe teren, circa 12.000, 11.100, 12.000 sunt și crescători de animale, o vacă, oi sau alt boi sau alt fel de crescători de animale ca beneficiar. Deci, practic, sunt undeva la 14.000 de beneficiari de subvenții pe animale, semnând sprijin cu plată pe carne lapte și oară și vaca cu oară de referință și oaia simplă, cum spune noi. La Făgărașului sunt 3200 de solicitanți de subvenții pe centrul local Făgăraș, din care circa 3000 au și animale, cel puțin o vacă, dacă nu 10 oi, 100 de capre sau asemenea animale. Astfel, începând de mâine, se începe plata ajutorului național tranzitoriu pentru bovine și ovine, iar în cursul săptămânii viitoare începe și sprijinul cuplat în zootehnie. Subvențiile la bovine se cifrează între 447 de lei și 1248 de euro pe cap de animal. Acești bani se acordă însă doar fermierilor care au minim 10 animale și maxim 250 de animale. Sprijinul pe animal vaca va angrețe undeva la 100 de euro, de circa 4.500.000 până 500 de lei, iar niște sume mai considerabile pot apărea la cei care au beneficii. Au solicitat sprijin cuplat, SCZ. La SCZ, sprijinul cuplat în zootehnie, sumele sunt mult mai grandioase dacă se confirmă cele care până acum au ieșit din calculele noastre. Adică poate să ajungă undeva la pe vaca de lapte 800 de euro și pe vaca de carne 1200. Directorul APIA Brașov, Dorel Stânea, mai spune că pentru fermierii care cresc vaci de carne, guvernul a alocat deja bani ce se împart între fermierii care au rase pure, dar și pentru celelalte categorii, adică încrucișări între rase mixte și rase de carne. Pentru vaca de carne se plătește același sprijin, indiferent de locul unde este ferma, la munte, câmpie sau deal.
Fostul administrator al societății Nitramonia Făgăraș Mihai Tânjală va fi extradat în România de către autoritățile din insulele Caiman, aflate sub jurisdicție britanică. Autoritățile din România au cerut extrădarea fostului deputat, iar un tribunal din insula din Marea Caraibelor a decis că fostul ofițer de securitate poate ajunge în țara noastră. Tânjală a făcut apel la decizia tribunalului, însă acesta a fost respins, astfel că administratorul special al societății Nitramonia, numit în 2003 de APAPS, trebuie să ajungă în țară, unde are de executat o pedeapsă cu închisoarea pentru corupție. Tânjală a fost condamnat în România în 2011 la 5 ani de închisoare. Anchetatorii au demonstrat că acesta a vândut active ale unei firme de stat la prețuri mult sub cele ale pieței către o firmă controlată tot de el prin interpuși. La scurt timp după aceea, firma controlată de Tânjală a vândut mai departe clădirea administrativă și ansamblul de blocuri în construcție, împreună cu terenurile aferente, de această dată la prețul pieței. Astfel, Mihai Tânjală a obținut rapid și ușor un profit de 500.000 de euro la cursul anului 2004. El a fost numit administrator special al societății Nitramonia. Sezonul cald își intră în drepturi, iar inspectorii sanitari veterinari se pregătesc să controleze unitățile de alimentație publică din stațiunile turistice. Reprezentanții Autorității Sanitari Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor din Brașov spun că este vorba despre o campanie ce se desfășoară în întreaga țară în perioada 15 iunie-31 august. Scopul campaniei este protejarea sănătății consumatorilor în contextul unei afluențe mari de turiști și a creșterii rulajului de marfă pentru unitățile din industria alimentară din zonele de agrement și din localitățile de interes turistic. Controlele inspectorilor vizează condițiile de igienă în care funcționează unitățile de alimentație publică, pizzeriile, cantinele, cofetăriile, pensiunile, hipermarketurile și magazinele alimentare. După experiența anilor trecuți, mulți comercianți sau patroni de restaurante nu respectă regulile de igienă și pun în pericol sănătatea clienților. Cei care încalcă legea riscă amenzi usturătoare sau măsuri drastice care pot ajunge până la închiderea unităților.